2 Cronici 34 cu 14. În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteală împăratului a zis: slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Asra, străjerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spune omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul, iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume, toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâi altor Dumnezei mânuindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care va primi să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ați auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului care se găsiseră în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile Lui, învățăturile Lui și legile Lui din toată inima și din tot sufletul Lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosua a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui nu s-a abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Amin. Ăsta împărat. Doamne, te rugăm în următoarele minute, prinde din nou atenția. Doamne Iisuse, cuvântul Tău întotdeauna este adevărat. Cuvântul Tău întotdeauna este incitant. Cuvântul Tău întotdeauna este actual și relevant. De aceea te rog, prin Duhul Sfânt vorbește-ne.
Și ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău, ajută-ne să înțelegem legile Tale și ajută-ne și noi la rândul nostru să le împlinim. În numele Domnului Iisus, Tată, își cerem toate aceste haruri. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Bună seara, slăviți să fie Domnul. Amin. Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că în această după-amiază superbă de primăvară suntem la stânca. Știți că oamenii înțelepți își zidesc viața pe stâncă. Și stânca veacurilor este Iisus Hristos și cuvântul Său, slăvit să fie Domnul. Oamenii înțelepți își zidesc temelia și viața și o așează numai și numai pe cuvântul și pe promisiunile și pe poruncile lui Dumnezeu. Amin. În seria aceasta de mesaje pe care eu l-am numit adevăruri incomode, aș vrea în această seară să facem un pas mai departe. Adevărul, cineva spunea că adevărul supără pe om. Este un proverb românesc. Este un proverb bun. Nu vă puneți împotriva proverbelor că sunt mai tari decât noi. Cele adevărate ne calcă în picioare dacă stăm în fața lor și ne punem în fața lor. Ei, din când în când, pentru că Dumnezeu ne iubește, tocmai pentru că ne iubește, ne spune adevăruri incomode, care nu ne plac, dar ne fac un foarte mare bine. Așa după cum s-a amintit și fratele Cătălin a amintit, joia trecută cei ce ați fost aici și atenți pe deasupra, nu doar ați fost aici, că unii pot să vină aici și să vegeteze. Însă cei ce veniți aici și suntem și atenți la Cuvântul lui Dumnezeu. Am învățat un alt adevăr incomod, un adevăr care unora ne place, altora nu ne place. Însă este un adevăr pe care trebuie să-l înțelegem și să-l percepem cu toții. Unul dintre cele mai limitoare lucruri care ni le transmite Domnul Iisus Hristos, pe care ni le transmite Cuvântul lui Dumnezeu, este că dacă am crezut în Dumnezeu și dacă L-am primit pe Iisus Hristos în inima noastră prin pocăință și prin credință, Dumnezeul nostru am devenit sclavii lui Dumnezeu. Sclavii lui Dumnezeu. Biblia traduce terminul acesta cu rob. Este puțin mai finuț, e un pic mai elegant, parcă e un pic adevărul îmbrăcat așa, știi? Și nu e adevărul gol, golus. Însă, traducerea modernă spune, în câteva epistole din Noul Testament, Pavel începe așa, Pavel, sclav al lui Iisus Hristos. Iacov, sclav al lui Iisus Hristos. E diferența între rob și sclav. Cel puțin muzicală. Însă, este o diferență. Însă, ceea ce am învățat joia trecută este un adevăr fundamental în creștinism, chiar dacă este puțin incomod. Dacă am trecut de partea lui Iisus Hristos, suntem sclavi. Și am învățat în această seară că sclavul trebuie să facă tot ceea ce îi poruncește stăpânul. Amin. Amin. Când Iisus Hristos a devenit Mântuitorul nostru, El a devenit și stăpânul nostru. Amin. Amin. Asta înseamnă creștinismul. Este învrăjeală și pierdem vremea și ne înșelăm. Însă așa în această seară să facem un pas mai departe și să studiem o altă temă din adevărurile acestea incomode. Un mesaj pe care l-am numit așa. E foarte posibil să fii pierdut chiar dacă ești membru într-o biserică. Însă este iarăși un adevăr foarte incomod. Este un adevăr dureros. Însă aș vrea să înțelegeți, frați și surori, și doamnelor și domnilor, și toți cei ce ascultați mesajul acesta pe internet, că dedic mesajul din această seară tuturor creștinilor care sunt membri într-o biserică. Că e baptistă, că e penticostală, că e ortodoxă, că e catolic, carismatic, adventist, orice ar fi, mesajul acesta îl dedic tuturor credincioșilor care sunt, al cărui nume este scris în registrul unei biserici, dedic mesajul acesta tuturor celor mari sau mici, care s-au botezat într-o biserică. Fie s-au botezat la vârsta aceasta a infantilismului, fie s-au botezat într-o biserică la maturitate, așa cum s-a întâmplat la noi zilele trecute.
Însă cel mai dramatic din perspectiva mea, cel puțin eu așa înțeleg lucrurile, cel mai dramatic lucru care se poate întâmpla în viața unui credincios, știți care este? Este să fii membru în biserica locală, dar să nu fii membru în biserica universală. Știți, în biserica locală intră membrii prin botez în general și printr-o cerere de transfer. Asta este modalitatea în care se lucrează astăzi între biserici. Însă dacă suntem membri, frați și surori și doamnelor și domnilor, dacă suntem simpli membri într-o biserică locală, e bine, e normal să fim, nici nu putem altfel. Dar dacă suntem membri în biserica locală, dar nu și în cea universală, am încurcat-o. Pentru că biserica universală, biserica universală a lui Iisus Hristos, este totalitatea tuturor credincioșilor creștini din toate vremurile, pe toate meridianele, care s-au pocăit, au crescut în Iisus Hristos, l-au primit în inima lor, au devenit născuți din nou, plini de Duhul Sfânt și s-au botezat. Asta este Biserica Universală. Doamne, ajută-ne să facem parte și din Biserica Universală, nu doar din Biserica Locală. Amin. Dar cum să vă mai spun ceva? În Biserica Universală devenim membri în momentul nașterii din nou. În biserica locală devenim membri în momentul când ne-am botezat în apă. Cel mai important, însă, ele merg mână în mână. Însă trebuie să ne intereseze pe fiecare dintre noi, fraților, că dacă suntem membri în biserica locală, neapărat să facem parte și din biserica universală. Amin. Amin. Însă, drama veacurilor și drama modernismului și postmodernismului, știți care este? Că e posibil să fii pierdut și să ajungi în iad chiar dacă ești membru într-o biserică. Chiar dacă te-ai botezat într-o biserică. Și mă rog de acum ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Amin. Știți? Marele pericol, știți care este? La ce concluzie am ajuns? Marele pericol este acesta. Să fii în biserica lui Hristos, dar să nu faci parte din ea. Să fii în Biserica lui Hristos. Acum, aici, locală. Să fii în Biserica Domnului. Biserica Domnului nu sunt pereții ăștia patru și acoperiș. Și podea. Biserica suntem noi, cei ce ne închinăm Domnului. Amin. Asta este teribil de periculos. De asta spun, astea sunt adevăruri incomode. Dar avem nevoie de ele, știi? E ca și diferite injecții pe care le luăm. Sunt dureroase, dar trebuie să le iei dacă vrei să te vindeci. Amin. Știi? Când te-a mușcat un câine și mai ales câinele știi că e turbat, trebuie să faci o chestiune foarte dureroasă. Trebuie să te duci la medic să-ți aplice un vaccin anti-tetanus. Și ăla este foarte dureros, enervant de dureros. Dar orice om normal, chiar dacă este incomodă injecția, chiar dacă este dureroasă, se duce și roagă pe medic și spune te rog, te rog, te rog, te rog, aplicăm injecția respectivă. De ce? Chiar dacă este incomod, chiar dacă este dureros, este foarte sănătos. Amin. Ei, din când în când, Dumnezeu tocmai pentru că ne iubește, Dumnezeu tocmai pentru că îi pasă de noi, ne spune niște adevăruri incomode, ca să ne trezească, să ne scoată din stările noastre de adormire spirituală și să ne pună pe calea Lui, pe linia Lui, pentru a fi vindecat și în trup, dar mai ales în Duh. Doamne, ajută-ne la aceasta. Textul acesta pe care l-am citit este unul dintre cele mai triste, dar și actuale texte din Cuvântul lui Dumnezeu și situații cu care ne confruntăm. Ce s-a întâmplat? Să vă explic puțin ca să înțelegem. Pe vremea împăratului Iosia, ăsta a fost un tip foarte serios. Tinerela a fost când a ajuns împărat. Avea 8 ani când a ajuns împărat Iosia asta. Știți că pe vremea aceea tronul se moștenea, ca și acum în unele țări. Și a ajuns împărat când avea 8 anișori. Foarte interesant. Da. Cu cât omul acesta a crescut, a început să fie tot mai interesat de Dumnezeu. Unul dintre cele mai deștepte lucruri pe care și inteligente pe care le putem face
Este, frați și surori, doamnelor și domnișoarelor și domnilor, este din tinerețe să începem să-L căutăm pe Dumnezeu. Asta este cea mai mare vindecare pe care o poți aduce în viața ta, să începi să-L cauți pe Dumnezeu din tinerețe. Din copilărie, din tinerețe, să-L cauți pe Dumnezeu. Exact așa a făcut tânărul acesta. Și la un moment dat, împăratul acesta, când avea vreo 18 ani, a hotărât să repare casa lui Dumnezeu. Și a strâns bani de la popor. Și în timp ce muncitorii, angajații, constructorii s-au dus în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, să-L repare, printre frafuri pe acolo, în timp ce reparau, curățeau, tencuiau, spălau, undeva rătăcită, printre frafuri și cărți și, eu știu, hârtii ce mai aveau pe acolo, au găsit o carte. Știți ce carte au găsit? Sfânta Scriptură. Cartea Legii. Sfânta Scriptură. În templu, fiți atenți, tragedie, ironie, în templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, era pierdut. Scriptura. Era, nu era aruncată. Nu era disprețuită. Doar era pierdută. Doar era neglijată. Ei, lucrul acesta, atunci când l-am citit prima dată, m-a înfiorat. Mă gândeam la preoți, mă gândeam la pastori, ce-o fi fost aia care slujeau, preoți erau pe vremea aceea în religia iudaică. Preoți, oameni al lui Dumnezeu, care își făceau slujba, ritualul, în fiecare zi, în fiecare sâmbătă, în fiecare duminică, în fiecare zi, ei făceau ritual. Fiți atenți. Își făceau slujbele, liturghiile. Dar fără cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu era pierdut. Cuvântul lui Dumnezeu era neglijat. Știți care este durerea mea din când în când, frați și surori și stimați ascultători? Că astăzi se întâmplă același lucru și mult mai grav. Astăzi avem Biblie. Este foarte adevărat că astăzi mai și citim Biblie. Știți care este problema? Deși avem Biblia la altar, aproape la fiecare biserică din lumea asta, există o Biblie pe altar, așa cum avem și noi pe amvon pe altar, avem și noi Biblii mai multe. Noi avem aici două, cel puțin. Da? În alte biserici sunt mai multe. Știți care este problema? Problema cu care ne confruntăm noi astăzi nu este că nu mai avem Scriptura și că nu ținem la loc de cinste, că o ținem, că o și citim. Știți care e problema? Nu mai practicăm. Și știți care e problema? Practicăm ceva din ea, dar nu tot. Practicăm ceea ce ne convine. Că exact așa s-a întâmplat aici. Când Iosua a fost trezit, când a citit, când cartea vieții, când cartea lui Dumnezeu a fost, cartea legii a fost găsită. Și tânărul Iosua a început să citească cartea cuvântului lui Dumnezeu. S-a șocat. Cât de departe erau ei ca și credincioși de voia lui Dumnezeu. Așa cum s-ar putea să fim unii în această seară, sau unele în această seară, în locul acesta. Noi ne considerăm credincioși, ne considerăm credincioși, dar s-ar putea să fim departe de voia lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu să se înture de noi. Amin. Știți ce vreau să vă spun de fapt și ce trebuie să învățăm? Că e posibil, și asta este un adevăr foarte important, e posibil ca Scriptura să fie pierdută tocmai în casa Domnului. E posibil ca Scriptura să fie pierdută tocmai în casa mea. Și încă un pericol. E posibil ca Scriptura să fie pierdută tocmai în viața mea. Dar nu fizic, ci spiritual. Pentru că deși o citesc, nu mă mai supun cuvântului lui Dumnezeu. Și asta este un lucru foarte grav. Cum a fost posibil ca oamenii din vremea aceea să vină la casa lui Dumnezeu? Ăia veneau la casa lui Dumnezeu așa cum venim noi, joia, duminica. Veneau la casa lui Dumnezeu, fiți atenți, că ăsta e pericolul, cu cele mai bune intenții. Veneau ca și noi la casa lui Dumnezeu cu cele mai sfinte, sincere intenții. Aveau slujbele religioase cele mai bune,
dar fără Scriptură. Și cum suntem noi? Venim la casa lui Dumnezeu, avem cuvântul lui Dumnezeu, citim din cuvântul lui Dumnezeu, predicăm din cuvântul lui Dumnezeu, stăm cu cuvântul lui Dumnezeu în mâini și în brațe și îl citim. Există o singură problemă. Nu mai prea practicăm. Și problema aici este că nu mai practicăm tot cuvântul lui Dumnezeu. Acum eu trag un semnal de alarmă, mie și dumneavoastră. Dacă avem Scriptura și o citim, suntem oameni înțelepți. Dar dacă avem Scriptura, o citim și nu o practicăm, suntem niște fraieri. Și Dumnezeu să se îndure de noi. Și Dumnezeu să ne dea pocăința. Fraților, astea sunt adevăruri incomode. Dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl cunoaștem, și majoritatea dintre cei ce suntem aici, îl cunoaștem destul de bine. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, îl cunoaștem, dar în viața noastră cuvântul s-a pierdut, chiar dacă îl cunoaștem, suntem într-un mare pericol. Suntem într-un teribil de mare pericol. Dumnezeu ne-a dat cuvântul ca să trăim după El. Amin. Amin. Fii atent, nu e suficient să fii baptist sau pentecostal sau ortodox ca să ajungi în cer. Sau catolic. Trebuie neapărat să începem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dar în toate detaliile. Știi ce a spus la nunta din Cana? Știi ce a spus Maria? Mama Domnului Iisus și ce le-a zis chelnerilor, ospătarilor, ca să salveze situația, ca să salveze o situație. Le-a zis că s-a terminat vinul la nunta din Cana și au intrat în criză aia și era criză mare și în Iuda, în vremea aia, în Israel, o nuntă nu ținea ca la noi doar 6 ore sau 8 ore. Țineau de la 3 zile până la 7 zile țineau nunțile. Fraților, era cum să hrănești numai 3 zile, fii atent. Numai încearcă să hrănești un om 3 zile. Dar pe urmă încearcă să hrănești, să zicem, 100 de oameni 3 zile. Nu-i deloc simplu. Pare simplu. Ei, mâncarea mea. Dar s-a terminat băutura. Și ce bine că se mai termină. Știți ce am învățat? Unde vine Domnul Iisus, se termină băutura. Mulțumesc, dar mi-a putere. Mulțumesc, serios. Unde vine? Cum s-a dus Domnul Iisus și ucenicii? Unde se duce Domnul Iisus, se termină cu prostiile. Se termină cu șmecherile. Unde se duce Domnul Iisus, se termină băutura. Slavă Domnului! Dar se termină băutura că vrea El să dea o altă băutură. Și însă Maria înțelege secretul și știa că Domnul Iisus este șansa acelei nunți și acelui banchet de nuntă, acelei festivități și le spune slugilor așa. Să faceți orice vă va zice Iisus. Amin. Amin. Știți când suntem noi vindecați? Când facem tot ce ne spune Iisus. Aia ne vindecă. Dacă facem numai unele care noi nouă ne plac și nu facem tot ce ne spune Iisus, avem mari șanse și multe șanse că atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată să avem surprize negative. Doamne, ferește-ne așa ceva. Amin. Eu vreau să vă întreb, fraților, mai trăim noi Scriptura sau doar o predicăm și o citim? Pentru că, fraților, asta înseamnă creștinism. Asta înseamnă mântuire. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă naștere din nou. Că am Scriptura, dar nu o pierd. Ci o practic. Amin. Amin. Vă mai dau încă un caz. Foarte important. Un alt foarte mare pericol, un alt adevăr foarte incomod. E posibil ca creștinii să fie pierduți chiar în casa lui Dumnezeu. Și vă dau un exemplu foarte serios, pe care îl știți majoritatea dintre dumneavoastră, Luca 15. Domnul Iisus ne dă o ilustrație acolo, o parabolă, despre un tată care avea doi fii. Unul era mai tânăr, celălalt, în mod normal, era mai în vârstă, dar cel mai tânăr este numit fiul risipitor. Și fiul risipitor, într-o zi, se duce la taică-sul și a spus: tataie, banii... că m-am săturat de tine. M-am săturat de reguli, m-am săturat de muncă, m-am săturat să tot fac ce spui tu. Dăm bani. Dăm banii. Vreau să-mi dai moșteria. Ei, aia a fost o mare jignire. Când,
Când un copil se duce la tatălui și îi spune, tata, sau bătrâne, dă-mi moștenirea, dă-mi ce mi se cuvine, crede-mă că tatăl ăla și nici mama nu se simte bine deloc. Deloc. Dar tatăl ăsta a fost un tip foarte înțelept. Pentru că tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu și îi dă tot ce îi se cuvine. Nu trebuia să-i dea nimic. Dar totuși tatăl îi dă. Să vă spun o descoperire care am avut-o de la Duhul lui Dumnezeu. Știți că Duhul Sfânt a descoperit și la baptiști, și numai la pentecostal. Aleluia. Și știți ce descoperire mi-a dat Domnul în urmă cu câțiva ani? Cel mai bun lucru care s-a întâmplat fiul risipitor a fost că a plecat de acasă. Dar cel mai bun lucru care s-a întâmplat fiul risipitor a fost că a plecat de acasă. Că dacă rămânea acasă, rămânea ca fratele cel mare. Acum, e foarte posibil să fii pierdut chiar în casa lui Dumnezeu. Chiar dacă nu pleci de acasă. Și exact așa s-a întâmplat cu fiul cel mare. Ăla era pierdut. Ăla era un băiat cu minte. N-a făcut prostii, n-a făcut șmecherii, nu s-a așa. Ăla a stat tot timpul sub autoritatea tatălui și bine a făcut. Exista o singură problemă. N-a făcut și șmecheriile care le-a făcut fiul risipitor, fiul cel tânăr, care era nebunat, nezdrăvat și a luat necazuri, scandaluri, dosare, ispite, probleme, știi? Confruntări, dureri. Și în final ajunge la roșu. Și asta iarăși a fost un lucru teribil de bun care i s-a întâmplat fiul risipitor că a ajuns la Roșcove. Știi că doar acolo s-a trezit cu adevărat tipul, știi? Unii dintre noi, ca să ne trezim cu adevărat, trebuie să ajungem exact la Roșcove, că doar acolo, știi? Să ajungi pe fundul gropii, că doar de acolo mai ai șansa să privești în sus. Doamne, ajută-ne să ne pocăim înainte de a ajunge acolo. Dar dacă ajungem acolo, măcar acolo ajută-ne să ne pocăim. Dar auziți pericolul și este foarte incomod adevărul acesta. Nu toți au observat, dar fiul cel mare era într-un mai mare pericol decât fiul cel mic. Fiul cel mic, zice Domnul Iisus, că era fiul risipitor. Însă, știți care este avantajul risipitorilor? Ălora care au ajuns la troaca de porci și la Roșcove. Că își dau seama că sunt pierduți și se întorc. Asta este șansa și că Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze. Însă asta a fost șansa fiului risipitor. Problema asta era cel mare. Care niciodată n-a plecat de acasă și era în casa tatălui, în casa Domnului, cum suntem noi. Era băiat moral. Era băiat. Da. Rău. De mama focului. Rău. De n-ai cuvinte să-l descrii. Avea o problemă de atitudine. Avea în el o nemulțumire. Avea în el o gelozie. Avea în el o invidie, o prostie de cucar. Dar ăsta era acasă. Lucra pentru tata, pentru mama. Era la câmp. Știi când a venit fiul risipitor și taică s-a început să se veselească de bucurie. Ăsta știți unde era? La muncă, frate, pe ogor. Și nu e ușor să lucrezi pe ogor, știi? Fără mecanizare, fără tehnică modernă, cum avem noi astăzi. Și când vine acasă și își dă seama că s-a întors frate-sul, și vine un rob și îi spune, zice, fratele tău, și vine robul, știi, sclav. Zice, ce-i cu muzica, atâta muzică aici? Și vine sclavul ăla, robul, spune, o, fratele tău, și s-a întors fratele cel mic și nu-i mor, și tatăl tău, știi, și cred că așa făcea la vârșină, și eu nu știu așa de tare să mă ridic. Și în timp ce ăla era bucuros, știi, robul era bucuros, fața lui tot mai urâtă se făcea. Tot mai schimonosit era. În loc fața să îi se deschidă, să se îmbujoreze, să înceapă să zâmbea, știi, să... ca unii dintre noi. Din când în când. Doamne, iartă-ne. Doamne, păzește-ne. Amin. Doamne, fie milă de noi. Amin. Și știți,
Deși era băiat cum el trăia un mare fals. Viața lui era un coșmar. Pentru că pe dinăuntru el făcea mereu implozii. El era, repet încă o dată, era mereu nemulțumit. Știi? Dar era băiat serios. Era băiat moral. Era băiat cu minte, harnic, muncitor. Păi dacă era după noi, repede l-a fi băgat în comitetul bisericii. Știi? A zice, bă, uite, ăsta e harnic, ăsta este moral, e cu minte, să nu facem prostii. Știi? Urgent în comitet și la amfon și ne-am fi ars. Că ne-ar fi trimis pe toți în iad. Doamne, îndură-te de noi. Și din nefericire mai există asemenea pastor și preoți pe aici, pe acolo, știi, foarte moral, foarte cuminți, dar răi, de nici Dumnezeu nu mai are ce face cu ei. Și când a venit acasă, știi, și robul spunea, a venit frate tu, știi, și a început bucuria, el se crispa tot mai mult, se încurta tot mai mult, glicemia îi creștea, tensiunea creștea, că atunci când te consumi, știi, ăsta creștea, el intra în depresie tot mai mare, în ciudă tot mai mare. Și a ieșit aici. Și spune, te rog să vii, te rog să vii, că a venit fratele tău și el mic. Și nu-i mort, așa cum am crezut eu, e viu și e bine și am tăiat vițelul îngreșat. Și bruta asta, bădăramul acela, spune, cum? Când a venit, zice, toată viața eu ți-am slujit. Și nu mi-ai dat niciun miel să mă distrez cu prietenii. Știi, el era acasă, dar tot la distracție se gândea, știi. Că poți să fii în biserică, dar să te gândești la iurea, știi. Poți să fii acasă, să fii cu minte, dar de fapt inima ta să fie mai departe decât a fiul risipitor. Și când a venit acest fiu al tău, și știți accentul, când a venit acest fiu al tău, n-am mai zis când a venit frate meu, știi? Când a venit acest fiu al tău, știți ce vreau să vă spun? Și ăsta este un adevăr foarte incomod. E posibil să fii cu minte. E posibil să fii moral. E posibil să fii harnic și muncitor. Să nu fii plecat niciodată de acasă și din biserică. Vreau să fii pierdut. Așa cum era tipul ăsta. Pentru că înăuntru era rău, rău, rău. Ori unde este Duhul Sfânt, fraților? Nu mai există nimic rău. Amin. Ci totul este bun. Amin. Unde este Duhul Sfânt, ne pocăim. Da, Domnule, mai greșim, recunoaștem. Dar nu rămânem acolo, ne pocăim. Amin. Amin. Vă dau un exemplu și încheiem imediat. Vă dau un exemplu foarte serios. Foarte periculos, să fii pierdut în mijlocul spiritual, vorbesc, să fii pierdut în mijlocul trezirii spirituale. Și textul acesta îl găsim scris în Faptele capitolul 8. Și în Faptele Apostolilor la capitolul 8, Duhul lui Dumnezeu, prin doctorul Luca, ne descrie un fenomen foarte interesant, foarte periculos. E vorba de Simon Vrăjitorul. Simon Vrăjitorul, în Fapte, capitolul 8, ăsta a fost pierdut în mijlocul trezirii spirituale. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și vreau să citesc, cei ce se împrăștiaseră, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele l-au aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrășiți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți stăpânoși și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate, atenție! Era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. Și vrăja și punea în mire poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme îi uimise Simon ăsta cu vrăjitoriile lui. Dar, când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, și anume lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip, ci privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Mai departe, mai citim în mai rezistați.
Acum urmează ceva foarte dramatic. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorise încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci și Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut, acum atenție, când a văzut Simon, vrăjitor, fostul vrăjitor, că Duhul Sfânt era dat, prin punerea mâinilor apostolilor le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se putea căpăta cu bani. S-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legi. Acum, de ce am trebuit să citesc tot textul acesta? Simon Vrăjitorul era botezat. Atenție la adevărul ăsta foarte important. Era botezat, dar inima lui era credincios. Ăsta s-a declarat chiar creștin. Era trezire mare în Samaria. Era botezat, dar Scriptura spune că Petru spune, inima lui era murdară. Vedeți? Deși botezul este poruncit de Domnul Iisus tuturor oamenilor care cred în El. Să știți că botezul nu ți asigură nașterea din nou. Pocăința asigură nașterea din nou. Pocăința adevărată asigură nașterea din nou și pocăință înseamnă metanoia din limba greacă. Pocăință, metanoia, înseamnă înnoirea minții și a vieții conform cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Amin. Acum, de ce a trebuit să anunț textul acesta și să citesc textul acesta? Simon era botezat, dar zice Petru, tu ești încă în lanțurile fără de lege. Botezat, dar în lanțurile, legat în lanțurile fără de lege. Fraților, eu nu vorbesc cu adresă aici, în acea seară, dar vreau să fiu loial cuvântului lui Dumnezeu. Nu cumva vreunul dintre noi să fim botezați, dar încă în lanțurile fără de lege. Ești în mare durere. E catastrofală să fii botezat, dar să fii încă plin de fierea mare pe dinăuntru. Să fii rău pe dinăuntru. Pentru că exact așa s-a întâmplat cu Simon ăsta. Ăsta era botezat. Dar nu era născut din nou. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Am stat și m-am gândit de ce dorea Simon Duhul Sfânt. Și de ce? Ca să impresioneze pe alții. De asta dorea Simon Duhul Sfânt. Să impresioneze pe alții. Zice, vă dau niște bani, facem o afacere, vă dau niște bani și dați-mi și mie puterea, capacitatea, abilitatea. Ca peste oricine pun mâinile să primească Duhul Sfânt, știi? Asta era plăcerea după putere ecleziastică. Îi plăcea puterea ecleziastică. Avea o mântrie în el foarte periculoasă și era plin de fiere amare, știi? El tocmai pentru a impresiona pe alții. Dar știți de ce la nașterea din nou, când ne pocăim cu adevărat, primim Duhul Sfânt? Nu pentru a impresiona pe alții. Noi primim Duhul Sfânt la nașterea din nou, când ne pocăim cu adevărat, pentru a-i sluji pe alții. Amin. Amin. Așa mi s-a vorbit la momentul de rugăciune. Zice, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, în Fapte 1 cu 8, și veți fi ce? Mate. Duhul Sfânt nu ni se dă ca să impresionăm pe alții, știi? Unii au impresia că dacă vorbesc în limbi, impresionează pe alții. Aia sunt copilării. Duhul Sfânt ne este dat, nu să impresionăm pe alții, nu să mai impresionez pe mine, ci să îl slujesc pe cel de lângă mine, ci să-i slujesc pe cei ce mor în jurul meu și au nevoie să asculte uimitoarea Evanghelie vindecătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. Fraților, chiar dacă mă doare, spune Apostolul Petru, trebuie să mă despart de păcat. Așa i-a spus Petru lui Simon. Ce băi, băi, i-a zis Simon Petru ăsta, nu Simon Vrăjitor. A spus, fă ceva, dar pocăiește-te cu adevărat. Bă, fă ceva,
Că dacă nu o încurci, cum n-ai fost încurcat nici pe vremea când erai vrăjitor. Că cu Dumnezeu nu ne jucăm. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în încheiere vreau să vă spun încă câteva cuvinte. Biserica, noi ca biserică, din când în când, cât mai des, trebuie să ne examinăm în mod constant. Pentru a vedea dacă am o credință adevărată plină de dragoste jertfitoare. Ați auzit ce am spus? Trebuie să ne verificăm, să ne examinăm dacă suntem credința adevărată care este plină de dragoste jertfitoare. Amin. Ca biserică, fraților, astea sunt adevăruri incomode, dar asta este în Noul Testament, asta este ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să fac eu și trebuie să țin cont de lucrul acesta. Biserica, noi ca biserică, trebuie să trăim într-o stare de pocăință continuă, căutând să-i placem lui Dumnezeu cu toată inima și să-L slujim pe Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ați văzut când Iosia a descoperit cartea legii, Scriptura pierdută pe acolo prin templu. Și-a citit-o. A plâns. Și s-a pocăit cu toată inima. Fraților, dacă vrem vindecarea mea, a ta, a soțului, a familiei, dacă vrei să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim cu toată inima. Și trebuie să ne verificăm zilnic, mă, sunt, Apostolul Pavel zice, încercați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Sunt în credință. Trebuie să mă verific. Sunt în credință. Trebuie în mod constant să-mi verific umplarea în lumina Sfintelor Scripturi. Mare atenție! Și fii atent la ultimele cuvinte. Mare atenție să nu ne pierdem tocmai în biserică. Asta ar fi culmea. Fii. Mare atenție să nu ne pierdem sufletul tocmai în biserică. Asta ar fi culmea religiei goale. Asta ar fi culmea religiei goale. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin. Amin.